Doamne, pleacă-ți astăzi urechea la aceste cuvinte și fă să mă regăsesc printre cei ce vor primi binecuvântarea bunătății tale. Arată-mi, Doamne, astăzi cât de biruitoare este puterea ta, cât de tămăduitoare este mângâierea ta și cât de mare este mila ta. Desparte de mine oamenii rău voitori, ispitele și capcanele viclene, tot așa cum ai despărțit lumina de întuneric. Și luminează-mi ochii minții ca să pot vedea toate oportunitățile și minunile pe care tu le așterni în calea mea. Mărire și laudă ție, Doamne, astăzi și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea bunule și prea milostive, Tată Ceresc, îmi las și astăzi grijile, gândurile ispititoare și alungătoare de bucurie, nevoile, durerile și toate problemele mele în mâinile tale, căci știu că doar tu poți birui cu toate, iar eu, ca simplu om, nu pot decât să mă încred în puterea ta. Îți mărturisesc că am încredere deplină în tine. Am încredere deplină în iubirea ta și în bunătatea ta. Și am încredere deplină că și astăzi vei lucra la îndeplinirea rugăciunilor mele și că nu mă vei lipsi de semnele minunate trimise de tine acelora ce rostesc zilnic această rugăciune. Te rog, Doamne, dă-mi astăzi curaj de a-ți putea urma necontenit drumul. Reînnoiește zilnic speranța în mine, tot așa cum aduci în fiecare zi lumină după întunericul nopții. Ajută-mă să duc la bun sfârșit tot ceea ce mi-am propus și dă-mi putere și înțelepciune de a birui cu tot ceea ce această zi îmi va aduce. Tu ești un tată bun care nu m-a părăsit nici atunci când gândurile m-au întunecat, nici când cele lumești m-au întristat și nici când eu, alunecând împotriva voii mele, am căzut în capcana ispitei. Așa că te rog, fii și astăzi cu mine și umple-mi ziua cu binecuvântările tale. Umple-mi inima de iubire pentru tot ceea ce mă înconjoară și pentru aproapele meu și fă-mă să zâmbesc și să mă bucur nestânjenit de darul vieții. Te chem și astăzi, Doamne, să ocrotești sufletul meu și să mă ții pe calea ce duce la minunile tale. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte. Și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte
care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!